Comuna Telești se pregătește să devină independentă din punct de vedere energetic datorită unui proiect finanțat de către Ministerul Energiei. Romulus Bâldea a obținut finanțare în valoare de 200.000 de euro pentru construirea unui parc fotovoltaic care va acoperi necesarul energetic al primăriei, al unităților de învățământ și altor instituții locale din comună. Avem un proiect de 200 de megawați pentru consumul propriu și luminatul public. Probabil în sfârșitul acestei luni așteptăm să semnăm contractul de finanțare, după care va începe execuția. Probabil la anul viitor, pe timpul ăsta, să nu mai avem probleme cu plata energiei. Programul este la nivelul Ministerului Energiei și valoarea este undeva la 200.000 de euro. Acest proiect este o investiție majoră pentru Telești. Pentru Comuna Telești este un câștig enorm pentru faptul că anual cheltuielile cu iluminatul public și consumul propriu se ridicau undeva la 3 miliarde, ceea ce este ceva pentru orice comună. Implementarea parcului fotovoltaic va aduce economii semnificative și va asigura o sursă de energie sustenabilă pentru comunitate.